Următoarea mașină imediat vă zic, Valentin Bălașa, un Mercedes C32 AMG negru și mai e și cu o culoare de aia ceramică, negru. Da, deci cam ăsta ar fi. Mergem la tuning, îi dăm omologare pe piese stock, nu mi-a zis că are ceva tunat pe el. Și la paint car, paint, o să avem, nu paint hood, ce am făcut? Normal colors, manufacturer, culoare mată, ne simt noi pe aici? Nu prea. Ceva care să semene cu ce mi-a trimis el? Va trebui să ne hotărâm cu asta. Să ne hotărâm, să ne mulțumim. Nu m-am uitat câți căluți are asta. ...362 de cai. Bine, asta chiar este AMG-ul, deci... ...pe chestia asta chiar o să-i fac upgrade la... Da, să zicem așa. Câte una din fiecare. Mamă, ce putere o să aibă asta, doamne. Aparent trebuie să-i fac la sport la toate? Nu, o să-i fac așa, street și... primul level la fiecare. Da, cred că o să mor în asta. Mamă, e jale, nu vreau să mă gândesc cât cai înseamnă ce e acolo. Deci, pentru că ăsta este chiar modelul AMG, o să-i facem un upgrade level 1 la absolut tot ce este posibil aici. Pentru dacă mai are cineva un C32 fără AMG, evident că o să fie diferențe. Oh my god, cât puternică poate să fie asta. Aici, cum am zis, facem deja upgrade-ul la toate la full, în afară de cutia de viteze, pentru că asta vreau să se simtă ca cea originală. Așa, și aici o să-i punem street tire compound. Op, m-am dus prea departe, am un level. Așa. 353 de cai. Nu, aia sunt kilowatts. Asta înseamnă 473 de cai. Doamne. Încep să regret că am făcut asta. Nürburgring, un tur. Mods, ca să câștigăm și niște bănuți. Dar unde mi-a fost mie capul? 400 și ceva de cai. Start the race. Am încălzit un pic. Mm-hmm.
Ce ciudat e să schimbe viteza. S-a început o cursă de două ori failed, vă pune. Mamă, dar treptele astea sunt lungi, rău de tot. Ok, locul 6 acum, e teribil. Oh my god, derapează numai când are air kill și când nu trebuie. E ceva fenomenal. Mă gândesc că poate îmi scapă ceva. Păi să-mi dau Valentin Bălașa un sfat sau ceva, pentru că e ceva în neregulă aici. Brusc s-a auzit nervoasă. Sunt curios dacă asta are compresor, că aud ceva dubios. Deci fix după ce schimbă în dreapta superioară, ăla. Ăla e compresor, nu? Iarbă și ne-am învârtit. Ne-a trebuit mai mult. Mai încercăm o dată. Tot nu mă aștept la un moment dat să fac o surpriză, să unleash the monster. Pentru că, bine, ce e drept, am 230 la oră într-o porțiune de drum unde cu BMW-ul nu aveam așa viteză mare. Dar parcă nu are accelerație aia, adică nu știu, când auzi de 470 de cai, te gândești la, nu știu, ceva care o să îți desfigureze. Și să o subține la plecare. Nu e chiar așa. Și cred asta din cauza că are treptele alea lungi și că nu i-a schimbat cutia de viteze. Și sunt aproape sigur că o cutie de viteze sport i-ar fi făcut mai multă dreptate. Hai că trebuie să frânăm până la punctul curbă și am atins de avionul ăsta un pic. N-am fost în spate care nu se dă bătut. Dat un pic pe aventură. Oh, asta a fost teribil. Fucking shit. Neapărat să depășesc.
niște curbe foarte strânse. Prea strânse, desigur. Ok, ținem pe șosea. Plângem apexul. L-am urât pe fraier. Acum de ce te împinge? Unde e pieța? Lăsați-i în loc. Familia Măbii. Da, deci un picior de plumb o să ducă la un derapaj destul de agresiv. Urcăm pe bordură cu ea. Ei, măcar suntem pe locul 14. E ceva. Nu mult, dar e ceva, avem 6 minute în cursă, probabil am trecut de jumate. O linie dreaptă aici, poate reușim să mai recuperăm puțin teren. Și când zic teren, nu mă refer la verdeață. Ne-a făcut aici a treia. Seria 5, care a fost pe locul 13. Acum 12 încă mă ține la distanță. Nu reușesc să mă apropii de el, dar rog. Încă am speranțe că pe linia aia dreaptă o să fac ravagii. Sunt 470 de cai totuși. Sper că celelalte mașini au fost taxate mai mult pe control, manevrabilitate. Și pe linie dreaptă o să le rup fășul. Super bine aici. Locul 12. Nu știu sigur ce e ăla, s-ar putea să fie un Ferrari.
face spatele un pic. Chiar nu-mi dau seama ce mașină e asta, dar o să-mi dau seama în curând când o să te greșesc. Ah, ok, Alfa Romeo, dar nu mai știu cum se numește. Locul 11, ne apropiem rapid de el. Avem 200 euro de la oră. Hai să nu pierdem controlul până la final. Oh! Nu vine să cred că era să-i pierd controlul acolo. Locul 12 aparent și nimic mai mult. Și un timp de 10-20 momentan. Tot e bine. Bravo. Greu de controlat asta, foarte greu de condus.